Doamnelor, domnilor, bun regăsit la Constanța News TV, sunt Victor Radu. Avem de anul acesta, în componența Consiliului Local Constanța, o structură în premieră, să-i spunem așa, deși foarte multă lume se gândește la faptul că, iată, avem doar trei partide politice acolo și poate că din acest punct de vedere, pentru unii, lucrurile ar trebui să fie mai simple. Analizăm situația politică de pe plan local, dar și perspectiva alegerilor parlamentare din decembrie cu invitatul de astăzi, deputatul USR Constanța Stelian Ion. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Ați spus într-o conferință de presă relativ recentă faptul că ați ajuns într-un final ca formațiune politică aici la Constanța la un acord cu Partidul Național Liberal, da? Cel care dă primarul Constanței pentru viitorii 4 ani. Ne puteți spune... Voi detalia. Da, tocmai de asta v-am și invitat. Acest acord se bazează, presupun, pe câteva puncte comune. Ați și declarat lucrul ăsta. Care ar fi aceste puncte comune pe care le-ați identificat în aceste discuții? Eu am spus în conferința de presă că există premise foarte bune pentru Constanța, în ideea în care putem face o majoritate calificată, chiar peste 2-3 ani, în Consiliul Local și pot fi aduse la îndeplinire și proiectele noastre și proiectele celor din PNL, luând cei mai buni din fiecare proiect. La asta lucrăm acum. Acordul nu s-a semnat, nu s-a definitivat, este în curs de negociere. Dar premisele, trecând și ștergând așa partea negativă a campaniei electorale și chestiunile mai contundente din tot ce s-a întâmplat în campania electorală, tragem linie și vedem partea bună. E, asta este partea bună, se poate forma o majoritate și dacă există dorință de colaborare și de o parte și de alta, de partea noastră este 100% dorința asta de colaborare pentru constanțeni, putem face lucruri foarte bune împreună. În rest, care sunt chestiunile comune, păi sunt presupun sunt că există câteva puncte la care nu faceți rabat. Există două proiecte, două programe politice. Unul este cel propus de Partidul Național Liberal, al doilea este propus de USR Plus, se numește Constanța Renaște și în multe locuri se intersectează aceste proiecte. Viziunea noastră a fost una mai așezată în sensul în care am vrut să venim cu niște proiecte concrete în care am arătat și sursa de finanțare, mai puțin cu generalități. La nivel de principiu veți observa că până și, nu știu, PSD-ul, alte partide au avut în programele lor chestiuni legate de spațiile verzi. Au simțit că avem o mare problemă, dar trebuie să fii și credibil pe această zonă. Adică tu, partid aflat la butoanele Constanței timp de 20 de ani, ai contribuit la distrugerea acestei zone, a Constanței. Acum nu ești credibil dacă vii cu partea asta de program. Împreună și noi și cei din PNL avem anumite chestii comune. Și pe parte de urbanism avem o viziune asemănătoare. Nu în sensul în care vrem să blocăm absolut tot ce înseamnă dezvoltare în Constanța, ci în sensul în care vrem să facem ordine în urbanismul ăsta haotic, bezmetic, în care fiecare și-a luat autorizație să construiască unde vrea, cât vrea, fără nicio opreliște și de multe ori cu încălcarea legii. Asta e o chestiune pe care am regăsit-o și dincolo, da? Pe care o avem foarte clar exprimată și noi în programul nostru, pe chestiunea spațiilor verzi. Da, și unii și alții spunem, și repet, și alte partide și absolut toți candidații, dacă îi veți verifica ce au spus în campanie, au fost câteva teme comune, lucru. Da, așa e. Și atunci noi avem câteva proiecte comune, spre proiecte proprii ale USR Plus și la nivel de principiu suntem pe aceeași linie cu PNL Constanța, în sensul în care noi vrem în concret rapid să amenajăm două parcuri. Este o zonă pe care am identificat-o în proprietatea municipiului Constanța, în faleză nord, 11.500 de metri pătrați, suprafață vânată de dezvoltatorii imobiliari. Vrem acolo să facem un parc, să modificăm planul urbanistic de detaliu și să facem rapid un parc. La fel, în zona Marii Vimex am mai identificat un teren. Acolo am văzut că și colegii din PNL au propus la un moment dat, în campanie, vedeam, o chestiune asemănătoare. Era un consilier care avea un clip pe care l-am remarcat. Deci, ăsta e un lucru bun.
Sper la nivel de chestiuni concrete să începem cu aceste două proiecte. Reabilitarea parcului Tăbăcăriei, iarăși este o chestiune pe care am abordat-o și noi. A abordat-o și eu sper partenerul nostru, pentru că deși n-am semnat acel acord, sper să fim parteneri. Ați mai purtat discuții de atunci? Am purtat niște discuții și ultimele discuții au fost la modul următor. Punem cele două programe, unul lângă altul, le întrepătrundem, facem un singur program și luăm cei mai buni și de o parte și de alta. Vom avea și niște discuții pe anumite aspecte care nu sunt în concordanță, spre exemplu chestiunea transportului în comun. Ni se pare să suntem foarte convinși pe ideea asta că nu putem, nu ne permitem să asigurăm transport în comun gratuit pentru toți constanțenii. Este o chestiune care e nerealizabilă și în care nu credem. Și aici vom pune foarte clar problema. Mai sunt multe. Chestiunea parcului industrial pe o suprafață foarte mare pe care nu avem. Sunt niște lucruri punctuale pe care le vom discuta. Desigur și colegii vor avea probabil mențiuni în privința programului nostru și vom merge pe acel numitor comun pe care îl vom pune anexă la un acord politic pe care îl vom semna și unii și alții și pe care sper eu cât mai repede să începem să-l punem în lucru. Pe partea de fonduri europene și unii și alții vrem atragerea de fonduri europene. Problema este cu cine păstrăm aceleași structuri în cadrul primăriei Constanța, care s-a văzut ce eficiență zero au avut, adică Departamentul de Dezvoltare și Investiții din primăria Constanța a fost total ineficient, să spun așa. Au atras zero fonduri ani de zile și chiar dacă postările domnului primar ales legate de acest lucru, înțeleg că a fost o temere așa în rândul multor angajați din primărie legat de ce se va întâmpla atunci când domnul Chițac își va intra pe deplin în drepturi. Da. Mesajul, nu știu dacă ați apucat să-l vedeți sau dacă l-ați citit. Mă rog, dacă citit, puteți și pentru telespectatori. O să spicuiesc dacă l-am la, dacă îl găsim la, și l-avem la îndemână. Să vedem exact la ce vă referiți. Ideea este că se va face, înțelegem, o evaluare și că referirile mai mult sau mai puțin la nivel de bârfă din perioada aceasta referitoare la ce se va întâmpla cu acești angajați, că vor fi dați afară automat sau otova, așa, nu sunt reale și că se va face totuși o analiză, urmând ca în baza acestei analize să se vadă exact cine a performat și cine nu. Bun, presupun că veți. Am mai observat o declarație, dar de asta este foarte bine să vii cu explicația acolo unde sunt nelămuriri. La un moment dat s-a creat impresia că actualul primar nu ar vrea să facă un audit amplu, organizațional, în primăria Constanța. Așa. A fost un interviu din care, dacă priveai într-un anumit fel lucrurile, puteai trage concluzia asta, dar în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu conducerea PNL Constanța, s-a spus foarte clar că se va face acel audit, pentru că noi am solicitat lucrul ăsta, l-am avut în campanie electorală și mi se pare obligatoriu să facem un audit organizațional, să vedem dacă sunt bune procedurile, dacă a fost management eficient pe departamente, dacă departamentele primăriei sunt bine alcătuite. Aici era o altă întrebare. Se departe. Poate face lucrul ăsta, analiza aceasta, fără un audit? Poți să faci după ureche. Cine ar putea să o facă? Poți să faci după ureche să spui, domnule, aici mi se pare că acest departament a fost ineficient, eu propun, o reorganizare, dar sincer ar fi o chestiune care ar părea mai degrabă, nu știu, un interes personal să-i schimbi pe alții, să-i pui cu ai tăi, să-i schimbi pe ai lor și să-i pui pe ai tăi, dar nu despre asta este vorba. Este vorba despre a analiza efectiv cât de eficiente au fost departamentele, dacă este nevoie să faci restructurări, dacă este nevoie să schimbi conducerile și așa mai departe. Ori chestiunea asta, pe lângă bârfele și lucrurile pe care ți le strecoară în ureche unii și alții, pentru că vreau să vă spun că sunt foarte mulți care vin și spun lucruri, unele se bat cap în cap și n-ai motive să-i crezi pe unii și să nu-i crezi pe alții. Fără o astfel de evaluare profesionistă făcută din partea unora care se pricep,
mi se pare că s-ar duce lucrurile în derizoriu și cert e pentru mine că nu putem continua cu formula asta din cadrul primăriei, cu aceeași echipă de conducere, cu aceeași structură ineficientă propusă și folosită de DC Făgădău. Acolo trebuie făcute schimbări majore. Problema este cum să facem acele schimbări, astfel încât rezultatul să fie o primărie mai transparentă, o primărie funcțională, o primărie unde și oamenii se simt tratați cu respect, în care obții foarte ușor informațiile și obții un aviz rapid. Ăsta este obiectivul, nu se schimbi pe ai lor cu ai noștri, ceva de genul. Citez, se zvonește că voi coincidia foarte mulți funcționari din primărie. Fals, spune domnul Chițac în postarea de pe Facebook de astăzi, vor pleca cei care au încălcat legea și cei care nu și-au făcut treaba. Cred în buna credința oamenilor. 2. Se zvonește că voi politiza primăria. Fals, o voi profesionaliza cu oameni care au demonstrat în sectorul respectiv că pot și care au avut rezultat. Știu și cred că oamenii mari pot face lucruri mari. Acum depinde cum vrei să interpretezi. Mie mi se pare corect ce spune aici. Da, trebuie profesionalizat. Nu îi schimb pe unii că vrei tu așa să-i schimb. Dacă sunt eficienți și sunt buni, ok. Da, sunt câteva departamente unde s-a văzut de departe. Adică pe fonduri europene, arhitectul șef. Vă pot da exemple pe care le-am perceput eu și așa le-am evaluat eu personal. Dar criteriul meu personal nu e suficient și dacă aș fi fost ales primar, nu m-aș fi bazat numai pe percepțiile mele. De asta spun că este nevoie de o astfel de evaluare și m-a bucurat faptul când în urma clarificărilor făcute de cei din PNL am înțeles că și ei sunt de acord și vor agrea efectuarea unei astfel de evaluări, a unui audit, să zicem, da? Mai amplu, nu doar să vină Curtea de Conturi, să frânzărească trei hârtii și găsesc, nu găsesc ceva, gata, am încheiat, ce a fost în trecut, gata, s-a pus în spate, mergem înainte, nu ne mai uităm spre trecut. Trebuie să te uiți spre trecut, dar nu cu patimă, cu ideea am venit să ne răzbunăm, să radem tot. Nu asta e ideea. Ideea e că trebuie să vedem ce se ascunde în acele sertare. Dacă ni s-a spus adevărul, dacă avem un buget bine făcut, dacă nu sunt sume distorsionate pe acolo, pe ce s-au cheltuit banii publici. Nu în ideea de a trage la răspundere pe X sau pe Y, dacă se vor descoperi fapte... Sunt șanse să ne întâlnim cu situația aceea în care după o lună, două, da, trei, cinci, la început de an, după ce se face bugetul național și lucrurile trebuie să se pună în mișcare, nu? Pentru 2021, vom auzi că nu putem să facem aia, pentru că înainte nu s-a întâmplat aia, așa-i la altă. Pentru că dacă e așa, e un cerc vicios care ar putea să stagneze lucrurile, nu numai aici. Cu un buget pe care l-ai de aici și până aici, nu poți face decât anumite lucruri. Ideea este acest buget să îl putem folosi pentru cheltuielile curente, pentru ce avem nevoie în Constanța să meargă lucrurile. Și în rest avem o părticică pe care să o folosim foarte eficient pentru cofinanțarea necesară a tragerii de fonduri europene. Pentru că pe banii noștri nu vom reuși să facem nicio investiție foarte, foarte mare în Constanța. Bugetul, și am spus lucrul ăsta de la început și nu am venit cu alte variante, chiar am spus 90% din programul Constanța Renaște are la bază atragerea de fonduri europene. Sau au la bază, mă rog, 90%. Da? Este foarte important să înțelegem lucrul ăsta. Deci trebuie să găsim în cadrul bugetului pe care îl avem acea părticică pe care o putem folosi pentru cofinanțare. Și acolo unde vedem că în anumite departamente se duc bani foarte mulți, în mod total ineficient, să avem puterea să facem schimbările care sunt necesare. Nu putem să spunem, domne, avem niște posturi, păstrăm posturile de dragul posturilor, să nu supărăm pe nimeni. Nu e vorba că trebuie să superi pe cineva sau trebuie să faci pe placa cuiva. Primăria este în folosul întregii comunități, nu în folosul unui angajat sau unui partid care vrea să-și pună angajați acolo să aibă niște oameni, niște salarii. Dacă nu iei niște măsuri
curajoase, cum am văzut că s-au luat în alte părți și în luna februarie, am tot povestit lucrul ăsta, am stat de vorbă cu primarul din Oradea și mi-a spus că a luat și niște toată măsuri lumea stă de vorbă nepopulare, cu primarul din Oradea. Dar nu știu în ce măsură s-au exprimat lucrurile astea. Trebuie să ieși niște măsuri nepopulare, care la început vor stârni reacții adverse, poate în rândul angajaților care se vor considera nedreptățiți, acei care au încălcat legea sau care nu și-au făcut treaba, vor țipa ca din gură de șarpe că li s-a făcut o nedreptate și așa mai departe. Nu merge dacă nu pui piciorul în prag, dacă atunci când ai o investiție majoră, nu pui piciorul în prag și nu faci o expropriere într-un loc sau altul pentru a da drumul la acea investiție, te împodmolești, stai cu mâinile în sân, te uiți pe cer și după aceea, după 4 ani, zici, domne, ghinion, n-am avut noroc în primărie, oameni răi, n-au vrut să mă ajute, partidul m-a tras în jos. N-am avut consiliu. Partidul m-a tras ține în minte jos. Și cu, da. Uitați că de asta acum aveți. Avem. Sau spre avem asta lucrați în momentul avem de față. Avem consiliu și avem pentru o majoritate fără PSD, astfel încât apropo să de această realizăm orice putere proiect. De decizie, domnule Ionas, pomeni ideea. Puterea asta de decizie nu e ceva abstract și va trebui să aveți funcții. Da. Inclusiv, acum întrebați de fapt de colegii din presă zilele trecute destul de insistent. Liberalii au spus că nu negociază, da, în aceste discuții pe care le-au cu colegii dumneavoastră și cu dumneavoastră, funcții. Da, așa am și făcut. N-am negociat funcții. Ok. Am negociat proiecte și vom vedea responsabilitățile care revin fiecarei funcții, da? Sunt viceprimari, au anumite responsabilități, aici se vor delega responsabilități. Rămâne, lumea vrea să afle și nume, să știți. E o să afle, la și, în momentul de față, cel puțin din partea liberalilor, s-a pronunțat un nume pentru prima funcție de viceprimar, cea lui Ionuț Rusu, și înțeleg că de la dumneavoastră e Florin Cocărgean. Nu este. E oficializată, e propusă, e discutată cu cei de la PNL? Nu, pentru că am avut următoarea discuție. Aveți o listă de consilieri locali. Așa. Oamenii ăștia au fost aleși. I-ați spus, i-ați trecut prin filtrul vostru. La fel avem o listă de consilieri locali. Este o listă foarte bună. Oamenii au CV-ul lor, avem încredere în acești oameni. Nici unii, nici alții, să nu ne pretindem, eu știu, să impunem din partea celuilalt pe cineva anume. Dacă PNL-ul dorește pe cineva să facă parte din echipa primarului, va fi acea variantă. Nu ne vom pune de-a curmezișul. Deci alegerea lor de același... Deci n-ați convenit nici măcar pe structura asta. Nu, am convenit sau, mă rog, am discutat un principiu. Primar și un viceprimar de la PNL. E nevoie ca USR să-și pună în practică ideile și proiectele din propriul program de candidat cu o funcție de viceprimar? Întreb altfel. O funcție de viceprimar înseamnă responsabilitate și înseamnă garanția faptului că ești acolo pentru a duce la îndeplinire anumite proiecte. Și nu doar pentru proiectele tale. Dacă ai agreat o listă de proiecte, între care se regăsesc foarte multe ale tale, dar și celelalte, și ai semnat un acord, este important să tragi pentru toată lista de proiecte. Da, e important să-ți asumi această responsabilitate și să demonstrezi că ești capabil să faci lucruri într-un timp foarte scurt. Vom fi contra cronometru, oamenii nu mai au răbdare, vor o schimbare majoră în Constanța și deja suntem cu mult în întârziere, adică pentru noi de mult deci, a sunat ceasul. Deci un răspuns tranșant nu primesc. Da, nu sau primiți nu, acum, pentru că nu am definitivat această definitivat. Și nu am discutat nume. Exact asta okay. A fost când s-a ajuns la nume, am spus nu discutăm nume, discutăm principii, avem oameni ok pe liste, vedem după aceea, după ce îmbinăm cele două programe și ajungem la un acord cu privire la acest program comun de guvernare, să spun așa, că îl vom asuma și unii și alții, atunci vom discuta și va trebui să fie de acord și primarul. Vă dați seama, trebuie să fie o echipă totuși acolo. Adică eu, dacă aș fi fost ales primar, aș fi vrut să am o marjă astfel încât să pot desfășura activitatea, să mă pot baza. Și grija noastră este să fie oameni muncitori, să fie oameni onești, să fie oameni care pot face treaba acolo. Vă împărțiți în perioada asta între București și Constanța? Mă gândesc că sunteți la fel de implicat în continuare. Sunt implicat. În ce se întâmplă acum în Constanța? Da, sunt implicat. Mai mult în Constanța decât mai în mult București. În Constanța. Și
Toate mesajele care ne-au venit pe parcurs au fost în genul, de genul acesta. Vă rugăm să stați aproape, avem nevoie la Constanța foarte mare, trebuie să fiți acolo și am înțeles mesajul și asta îmi și doresc. Adică să rămân. A fost o dezbatere foarte lungă pe justiție, știți foarte bine anii care au trecut și chestiunea asta a făcut în așa fel încât eu să fiu în centru lucrurilor acolo și să trească să duc o luptă, dar discuția pe justiție, chiar dacă nu a fost rezolvată și nu a fost definitivată, sunt niște proiecte pe masă acum, chipurile de corectare a legilor justiției, le vom discuta, dar nu vor mai lua atâta timp cât să mă depărtez în vreun fel de Constanța. Voi fi foarte prezent aici și în municipiu și în județ și vreau să îi asigur pe toți constanțenii că mă vor avea aproape aici. Îi voi ajuta pe consilierii locali, vreau să îi avem aproape și pe unii și pe alții și pe cei din USR Plus, dar vreau să colaborăm și cu cei din PNL, astfel încât să demonstrăm că nu repetăm greșelile din trecut. Ce s-a întâmplat în trecut cu CDR-ul, după 96 am avut niște speranțe extraordinare cu toții. Eram mai tânăr atunci, să zic așa, îmi amintesc foarte clar entuziasmul ăla și ideea că simțeam că ne-am debarasat așa de trecut și că avem viitorul în față foarte lin așezat, n-a fost. Când ne-am lovit de chestiunile practice, am văzut că oamenii se împiedică de chestiuni mărunte, de... Și a început și greu moștenire. Și grea așa, pe care a propagat-o și în teritoriu. Ideea e că trebuie în permanență să explici oamenilor cum stau. Dacă ai un buget care arată într-un anumit fel, ieși în conferință și spune-le oamenilor. Ăștia sunt banii pe care avem. Îi folosim pentru beculețe de Crăciun sau îi folosim să avem curățenie pe stradă. Trebuie să alegem, nu le putem avea pe toate. Asta e. Dacă vrei să-i minți, da, poți să spui, vom face și de alea, și de alea, și de alea, și de alea. Ideea este că nu vor fi bani să dai milioane de euro, cum s-au dat în trecut, și pe beculețe, și pe chestiuni mai puțin importante, și pentru niște cluburi private, și pentru niște, poate rechizite la toată lumea, că am fost criticat. De ce spui lucrul ăsta? Pentru că pierzi votanți. Nu cred în varianta asta că pierd eu votanți. Eu nu vreau să-mi dea mie primăria rechizite pentru copilul meu. Eu nu vreau, nu am nevoie. Și atunci, ca mine, mai sunt și alții. Nu știu, mulți puțin câți ori fi. Nu dăm rechizite la toată lumea, le dăm celor care au nevoie, care au mijloace foarte precare de trai și pentru care înseamnă ceva, un ghiozdan și două creioane. Și nu ne punem antetul și scrisorele să facem campanie electorală pe baza unui gest care mi se pare de bun simț și de normalitate, să-i ajuți pe cei care sunt în nevoie. Deci sunt foarte multe lucruri de schimbat și ca mentalitate și abordare. Într-un procent, să spunem, realizabil, așa, pe care îl prognozați pentru următorii 4 ani, cum vedeți Constanța în 2024, domnule deputat? Eu, în momentul ăsta, sunt optimist. Văd un mare potențial. Noi suntem dispuși să facem tot efortul și am spus, dincolo de calcule politice, de cum te raportezi la cei pe care vrei să ai parteneri, respectiv PNL, da? Nu trebuie să ne privim ca adversari sau poate ca adversari sau competitori în campaniile electorale, după care s-a încheiat. Acolo, în Consiliul Local, trebuie făcută treabă. Nu va exista nicio scuză din punctul meu de vedere dacă împreună nu vom reuși să facem lucrurile, astfel încât după 4 ani de zile să spunem, dar nu noi, să spună constanțenii, da, a meritat, uite, n-a fost o greșeală ce s-a întâmplat acolo și să fie o discuție la nivel de viziune. În 2024 să se vină cu două proiecte diferite, poate cu doi competitori care să candideze pentru funcția de primar cu abordări diferite, unul mai rapid, unul mai lent, unul mai conservator, altul mai deschis și așa mai departe. Asta să facă diferența. În rest, eu sunt optimist. Știți de ce vă întreb? Depinde că... și de abordarea primarului, bineînțeles că el dă tonul. Primarul este ca un dirijor. Nu face tot, nici nu știe să le facă pe toate, nu va cânta la fel de bine ca fiecare instrumentist,
dar trebuie să știe să-și strunească echipa, să-și o motiveze, să-i țină pe oameni aproape și e important să aibă un dialog permanent cu consilierii și cu partidele politice. E foarte important să nu arate aroganță, e foarte important să aibă comunicare permanentă și cu această echipă, cu cele două echipe, să spun așa, două mari echipe, și cu constanțenii. Poate să facă lucrul ăsta, eu cred că poate să-l facă și vom vedea în 2024, dar mai devreme vom vedea ce urmează să se întâmple. Mai devreme. Păi mai devreme știți trebuie să se vadă maniera de lucru, transparență ani, și apropiere ani, de oameni. Da, cât e un mandat de ales local, mi se pare, e... Trec foarte repede. Ca un fel de bună ziua și da. În 4 ani nu se pot realiza lucruri măreți. Da, lucruri de, nu știu, de zi cu zi, la care în foarte multe cazuri noi suntem deficitari, adevărat. Dar în 4 ani, la cum e structurat acum, în multe zone structurată acum legislația, lucrări mari, nu, proiecte mari, nu știu, nu le văd realizabile în 4 ani. Poate nu le pot... Adică noi, noi n-am avut, nicăieri n-a fost o dezbatere pe tema asta. Pe lângă, iertată în fie expresia, smardoiala asta politică din online, care a fost în campania asta, cum n-a fost niciodată, n-am văzut deloc, iarăși, dezbatere. Nu, ok, asta e deja îmbătrânită, da? Plângerea asta continuă, că n-avem dezbatere de proiect, n-avem dezbatere de proiect. Am avut cel mult niște prezentări de proiecte, e adevărat. Da, corect. Nu, nici în secolul ăsta, nici în mileniul ăsta n-am ajuns la dezbatere de proiect. Asta e o mare problemă. Noi ne-am dorit dezbatere, mai ales cu competitorii principali. Mie eu cumva resemna că mie că nu o să apucăm, nu știu, sunt eu pesimist din fire așa, nu apucăm să vedem lucruri mărețe, proiecte, măcar asta necesară de bună ziua de care spuneam, să fie realizabile. Da. Vindeți-mi ceva frumos, ca să zic așa, spuneți-mi ceva frumos, ca să dacă vom avea, înțeleg dacă vom trăi dacă să vom vedem avea ceva, așa ceva. Dacă vom recupera niște terenuri importante din retrocedările ilegale, despre care nu mai știm nimic, pentru că primarul, dacă era întrebat, era foarte deranjat și întorcea spatele jurnaliștilor. Dacă vom avea amenajate câteva parcuri în plus, dacă vom avea curățenie lună în tot orașul și containerele astea insalubre și pestilențiale, care sunt împrăștiate în tot orașul, acele pubele de gunoi înlocuite cu niște recipiente civilizate, trecute în subteran, niște sisteme noi, vom reuși să atragem fonduri europene pentru acest lucru. Dacă vom pune ordine în urbanism, astfel încât să nu mai construiască fiecare cum îl taie capul și să avem un plan urbanistic general de care să ne și ținem, dacă vom face câteva, nu o să rezolvăm problema locurilor de parcare în 4 ani. Deci în 4 ani nu se va rezolva și poate nici în 8. Dar dacă vom construi niște locuri de parcare supraetajate, câteva, nu multe, că nu o să avem bani pentru asta, va fi un început. Lumea va simți că se poate, că se vede și va avea, eu știu, altă speranță și altă plăcere de a trăi în orașul ăsta. Interacțiunea cu primăria va trebui schimbată totalmente. Sunt multe lucruri care se pot schimba și dar asta trebuie... nu înseamnă să construiești zgârie nori, să faci nu știu ce pasarele. Da, poate nu fantasmagoric, așa cum era cea din proiectul de la Cora, dar o pasarelă, nici nu e un efort extraordinar, între kilometru 4-5 și poarta 6, acolo trebuie făcut o pasarelă. Adică sunt chestiuni punctuale, punct ochit, punct lovit, dacă te duci acolo și mai ales dacă umbli în cartiere, nu te încui în birou, pentru că tu îți faci în mintea ta sau poate vin specialiștii de la Banca Mondială cu anumite studii și studii pe care ai dat bani și te uiți pe ele ca, eu știu, pe niște reviste din străinătate, așa, da? Care pare că uneori nu prea au legătură cu nevoile efective ale oamenilor. Dacă dai la o parte lucrurile astea și te duci și vorbești efectiv cu oamenii în cartiere, eu o să spun exact care e nevoia lor și am purtat discuția asta. Țin foarte mult să mergem în cartierul veterani și acolo să mergem împreună cu primarul actual și să vedem cum stau oamenii aceia fără utilități, fără străzi asfaltate, fără apă curentă, fără
ce le trebuie și au construit oamenii case și nu au, li s-a promis că vor avea utilități, au trecut un an, doi ani, cinci ani, unii sunt de 10 ani acolo și nu s-a construit nimic, nu s-au amenajat utilitățile acestea. La fel am găsit pe partea mărginașă a Constanței în Palatul Mare și în kilometru 45. Sunt zone care au foarte mare nevoie de implicare din partea primăriei. Am văzut în Pala, spre exemplu, că nu există niciun loc de joacă. Copiii se jucau printre mașini, efectiv, stăteau pe stradă și treceau mașinile pe lângă ei și am văzut spitalul CFR acolo într-o degradare teribilă. Aș fi fost un accident cu un copil, a căzut și, din fericire, înțeleg că e mai bine și nu s-a întâmplat o tragedie. Însă au nevoie de un loc de joacă, de terenuri. Trebuie să deschidem. Apropo de, și foarte bine că am ajuns la subiectul ăsta, de scandalul cu copiii olimpici, mulți dintre ei de la școala 29, unde am învățat și eu, care au fost ridicați, umflați așa cu poliția, cu Duba, pe o chestiune pe care mi se părea că era de normalitate, adică în copilărie mergeam acolo, pe acele terenuri și ne jucam după ore, jucam basket, fotbal, da, se mai trezea câte un om de la parter care, mă rog, era nemulțumit că striga facem gălăgie și striga la noi. Dacă am ajuns să-i ducem pe copii și, repet, nu vagabonzi, nu răufăcători, copii buni, să-i luăm cu Duba pentru o chestiune absolut normală, trebuie să deschidem corpul de control al Ministerului de Intern a spus că polițiștii au procedat corect. Așa a spus? Cum a? Când a spus chestia asta? Au zis că au trimis pe cineva. Da. Imediat. Deci e chiar revoltător și voi insista foarte mult pe chestia asta pentru că mi se pare bătaie de joc. Da, deci legal, dacă se iau după lege, imediat vă zic. Și vă mai spun ceva. Înainte de acest scandal, să spun așa, s-a adoptat o lege care se referă la starea de alertă și acolo chiar se spune că trebuie autoritățile locale ar trebui să deschidă porțile școlilor, porțile curților școlilor pentru a face sport copiii. Da. Deci un amendament USR a fost aprobat. Din păcate se vede că nu s-a implementat și nu s-a pus în aplicare. Și există exces de zel. Am înțeles că și-a dat demisia directorul de acolo de la școală, și a fost o problemă. Aș fi dorit foarte mult să vorbesc cu domnia sa, i-am trimis un mesaj, sper să reușească să-l vadă și să-mi răspundă. Deci mi se pare revoltător că se pune presiune, adică tu nu vezi, omul acela a făcut niște sesizări legate de niște răufăcători care au intrat în școală și poliția nu s-a dat așa de ceasul morții să se implice în povestea asta. Pe de altă parte, se pune presiune pe el și s-a amendat că a îndrăznit să lase porțile deschise acolo. Deci, repede, sunt lucrurile astea nu le cer eu, nu le cerem noi pentru că vrem noi. Părinții sunt efectiv exasperați că n-au unde să-și ducă copiii. Da? Sunt câteva parcuri, arată foarte... Știi că ați și propus ca... parcuri. Aceste curți ale școlilor să rămână deschise. Da, sunt terenuri de sport acolo de care trebuie să se bucure toți copiii. Punem camere de luat vederi, asigurăm paza între anumite ore. Nu poți după o anumită oră să stai după 10 noaptea, să spun așa, că nu-i nimeni absurd. Dar pe timpul zilei spre seară pot fi da, folosite. Da, nu, e citat pe surse că s-a acționat procedural. Într-adevăr, acum ancheta este, sau raportul din această anchetă va fi trimis pe masa Ministrului de Interne pentru analiză. Deci nu, e nu putem lua de bună deocamdată, cel puțin. Și se mai spusese că procedura a fost sau nu în regulă, sesizări acolo. Dar sesizările fusese făcute pe câteva luni de zile, adică din februarie și până, dacă spui au fost 6 sesizări, te gândești că au fost sesizări în acea zi. Dar ele de fapt au fost făcute din februarie până în ziua cu pricina. Și atunci normal că ai o imagine distorsionată. Dar, repet, acele curți ale școlilor trebuie deschise. Am văzut nenumărate cazuri în care copiii săreau gardurile pentru că nu îi poți ține cu lanțuri.
închiși în casă, ce vrem cu acești copii? Să-i ținem închiși în casă, să se ducă la păcănele, să stea printre mașini și să-i riste viața? Asta e de preferat față de a le deschide posibilitatea să joace basket? E așa grav să joci basket în curtea școlii? Deodată parcă s-au sucit valorile și parcă ne facem probleme acolo unde n-avem. Adică avem terenuri, avem terenul de sport și ținem lacătul pe ele. Asta mi se pare pur și simplu o aberație. Și e atât de ușor să luăm o decizie și sper în primele ședințe de Consiliu Local să se ia o astfel de decizie. Am auzit și la colegi și la cei din PNL, auzisem la un moment dat o chestiune de genul ăsta. La fel, m-ați mai întrebat de puncte comune. Este o parte din buget care ar trebui să fie decisă de constanțeni. E vorba de proiectul bugetului participativ, adică ai o bucățică, o sumă în buget a cărei destinație ar trebui să fie decisă de constanțeni. Să faci o evaluare, să vezi ce vor constanțeni, să faci cu banii consultarea publică, adică și printr-o de... consultare publică să-ți spună constanțenii ce să faci. Dacă îți spun niște parcări, faci parcări. Dacă îți spun loc de joacă, faci loc de joacă. Dacă îți spun altceva, faci altceva. E o chestiune care și atrage oamenii să fie mai atenți la ce se întâmplă și văd că părerea lor contează și că, iată, au dat, nu știu, un SMS sau au trimis un răspuns sau au participat la o ședință de Consiliu Local și părerea lor a contat astfel încât ce și-au dorit ei s-a realizat. E foarte important să ții legătura asta cu oamenii. Apropo de asta, a spus că veți menține legătura cu cei din Constanța, dar unde vă situați în actualul context politic, să spunem așa? Veți mai candida pentru un nou mandat de deputat? Da, voi candida pentru un nou mandat de deputat. Mi-am exprimat această intenție. Am spus așa la început și am fost primul care mi-am anunțat candidatura la primărie încă de la sfârșitul lunii septembrie, anul trecut. Am spus, voi face tot posibilul să câștigăm primăria Constanța și să avem un rezultat cât mai bun la Consiliul Local. Și asta am făcut. Mi-am pus toată energia la dispoziție, toate cunoștințele profesionale pe care le am în această direcție. Dacă într-un fel sau altul se vor așeza lucrurile astfel încât constanțenii vor spune că altcineva este mai potrivit pentru această funcție, pe partea de justiție sunt multe de făcut în Parlament și simt că am încă un cuvânt important de spus pe această zonă. Vreau să păstrez legătura cu constanțenii în permanență, iar pe partea de justiție să încerc să corectez și să-mi aduc contribuția în punctele nevralgice, să spun așa, care încă n-au fost rezolvate. Ce e de menționat, pentru că vi se încheie în curând acest mandat, ce e de menționat din acești ultimi 4 ani, în activitatea deputatului constanțean Stelian Ion? Păi, e o parte de activitate parlamentară care a însemnat o luptă împotriva distrugerii justiției. O luptă vizibilă, o luptă care a însemnat prezență în comisii, multe luări de cuvânt de la tribuna Parlamentului, dezbateri furtunoase în acele comisii speciale care voiau modificarea codului penal astfel încât să zburde toți corupții și toți infractorii liberi din România. Pe de altă parte, dincolo de lupta asta, nenumărate contestații la Curtea Constituțională, care în final, eu spun că și datorită presiunii publice, în final au avut un succes și acele coduri nu au fost distruse așa cum se dorea, s-au modificat legile justiției și acolo trebuie corectate, dar pe partea de cod penal n-a reușit să facă tot ce își propuseseră. Asta este o parte importantă cu care, cum să spun, mă simt împăcat că nu am avut un mandat degeaba și că am avut o contribuție pe această zonă. Pe partea cealaltă, de construcție, să spun, am avut câteva proiecte care nu toate au fost finalizate, dar a fost făcut un prim pas. Spre exemplu, proiectul fără penal în funcții publice este un proiect cu mare impact și care a avut o mare susținere.
a fost un proiect la care am contribuit și eu și care a avut susținere pentru că știți că a fost un proiect, o inițiativă cetățenească, un proiect preluat de societatea civilă la care am contribuit și noi în mod major. Pe aceea și lucrul ăsta trebuie finalizat, adică el a fost blocat în Parlament de puterea actuală și după alegeri imediat trebuie să-l punem în practică. Noi am propus ca odată cu alegerile parlamentare să fie și acest proiect fără penale în funcții publice de revizuirea Constituției să fie organizat acel referendum. Mai avem proiectul referitor la DNA-ul pădurilor, spre exemplu, la care țin foarte mult și chiar dacă a picat la CCR, pentru mine, cum să spun, e un semnal, o să citesc foarte atent decizia Curții Constituționale. Dar eu am observat că, din păcate, de-a lungul timpului, mai ales în ultima perioadă, Curtea Constituțională, ale cărei decizii sunt obligatorii și trebuie să ținem cont fără îndoială, nu mai reprezintă de mult un etalon de corectitudine din punct de vedere al faptului că are în componența sa sau ca procedură de nominalizare un caracter preponderent politic. Și ca atare și deciziile care se iau acolo au mai mult un caracter politic și un mai puțin sau un mai puțin conținut juridic, tehnico-juridic. Și de asta faptul că a fost atacat acel proiect DNA-ul pădurilor la curte și s-a soluționat în sensul în care a fost declarată neconstituțională acea variantă a legii, pe mine nu mă descurajează. Vom merge mai departe, o să citim ce spune curtea, o să facem corecturile de care este nevoie, dar după povestea asta că m-ați întrebat de anumite realizări, am avut o contribuție și am în continuare o contribuție foarte importantă pe partea de program politic cu care vom veni pentru legislatura următoare. Reforma constituțională este obligatorie. Dacă vrem să facem schimbări și să nu ne învârtim în continuare... Adică ne chemăm să referendum ieri. Da, trebuie. Trebuie să schimbăm Constituția, să modificăm Constituția și sunt multe instituții, inclusiv Curtea Constituțională, trebuie reformată din punct de vedere al numirilor la Curtea Constituțională. Nu este absolut deloc sănătos și normal ca toți judecătorii curții să fie numiți politic, adică de politicieni. O mare parte a judecătorilor, dacă nu chiar toți, noi am spus că nu toți, pentru că trebuie în toate țările civilizate și democratice, este o instituție politico-juridică sau tehnico-politică, dacă vreți. Deci există o componență de decizie, da, de oportunitate și o componentă de parte tehnică, juridică. Lucrurile astea două se îmbină întotdeauna în privința curților constituționale. Și cum doriți să modificați algoritmul? Să fie... Noi spunem așa, jumătate din numărul judecătorilor să fie numită pe criterii sau de către judecători, de către magistrați. Putem intra în detalii, dar nu asta e important. Deci de către magistrați, nu de către politicieni, și jumătate să fie numiți de puterea executivă și cea legislativă. Așa vedem acum lucrurile. E și o altă variantă în discuție și anume o treime să fie numiți de autoritatea judecătorească, să spun așa, o treime să fie numiți de către executiv și o treime de către legislativ. Deci pe fiecare putere în stat, dar până la urmă, dacă tragem linie, vedem că două treimi tot politicienii decid acolo. Ok, trebuie să ne oprim în curând și vreau să încheiem tot cu Constanța. Da. Luați în calcul să mai candidați pentru primăria Constanța peste 4 ani? Eu nu exclud nicio variantă. Am fost foarte aproape și au fost foarte mulți constanțeni care mi-au trimis mesaje și am recepționat foarte clar acest mesaj, acela că ar fi votat cu noi de data asta, dar au crezut în sondajele manipulatoare care li s-au arătat, acelea că noi nu am avea șanse și le părea rău că au mers pe o altă variantă și spuneau data viitoare vă vom vota pe dumneavoastră. În 4 ani de zile se întâmplă multe lucruri, dar am spus că voi fi aproape de Constanța în continuare
și îmi voi păstra disponibilitatea oricând să ajut cu cât pot. Acum am fost foarte aproape de un rezultat pozitiv, chiar și pentru primărie. Am demonstrat oamenilor că putem să facem lucruri și că suntem în preferințele constanțenilor și ne bucurăm de mare încredere. Sunt convins că îi vom convinge și pe ceilalți pe parcurs să ni se alăture. Nu este vorba de un proiect personal, nu am o ambiție să devin primar. Eu, colegii mei, se pot găsi între noi, sunt și alte variante de nume care pot face fața acestei funcții. Ideea este, mai ales ca tinerii să se implice în politică, au venit foarte multe solicitări și asta mă bucură foarte mult din partea tinerilor de a se înscrie în USR în plus. Și valul acesta cred că va schimba foarte mult și Constanța, dar și România. Cu sentimentul ăsta trăiesc în fiecare zi și asta îmi dă speranțe și mă face să merg mai departe cu gândul bun și cu optimism. Vă mulțumim pentru prezență și vă mai așteptăm. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Să ne revedem sănătoși și rămâneți cu ochii pe noi.